ziua tuturor. Din nou pe șantierul lotului 3 al 0-100. Așa cum știți, cât pot de des, cel puțin o dată pe săptămână vin pe acest șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor și a vedea discuțiile cu reprezentanții antreprenorilor dacă au apărut ceva probleme suplimentare sau dacă ceea ce s-au îngheatat în urmă cu o săptămână se întâmplă. Aici suntem în partea de dincolo de intersecția 0-1 spre Joica. Acolo ceea ce se vede în trafic este drumul județean dintre Joica și Cadovine și Timare. Este punctul de joncune dintre cele două loturi, A0-Sud, lot 3 și A0-Nord, lot 1. Aici fix la aia. Acest drum județean este punctul de joncune dintre cele două loduri, sud-nord, în proximitatea nodului rutier A0-1. Vom începe de aici verificarea în șantier, din acest punct, până la Bragadirul, zona DN6, joncunea cu lotul 2 A0-Sud, care este deja în trafic. După cum știți, acum două zile am dat în trafic ultimul tronson din partea de sud, inclusiv nodul rutier A0-A2 București-Constanța. Împreună cu reprezentanții antreprenorului vom merge tot cei 18 km pe care îi are acest lot, așa cum vă spuneam, A0-Sud lot 3. Aici se desfășoară lucrări de terasament și urmează să se realizeze și un geratoriu provizoriu, un sens geratoriu provizoriu, descărcarea în drumul județean dintre Dragomireș Mare și Joița. Aici stânga-dreapta sunt două bazine de retenție care sunt aproape finalizate. Se lucrează la terasamente. Practic este aici, între nodul rutier A0-A1 și drumul județean, o porțiune destul de scurtă la care trebuie să lucreze la terasament. Restul, după cum vedeți, aici este așternut stratul de bază, iar mai în față, spre nodul rutier, este și stratul de binder. Aici începe și stratul de bine pe acest tronson așternut. Mergem până sus la nodul rutier, la pasajul peste autostradă, să vedem stadiul pasajului. După cum știți, acest nod rutier are un pasaj principal care supra-traversează autostrada București-Pitești, A1. Săptămâna trecută s-a turnat placa de suprabetonare pe deschiderea centrală și urmau să se monteze lisele de parapet pe lateralul deschiderii centrale. Aici breteaua care face conexiunea cu autostrada A1 este deja la al doilea strat de asfalt.
Și aici se lucrează de la culie până în zona care este asfaltată la terasament. Așternere agregat. Este ultimul strat înainte de balastul stabilizat. Coborăm puțin aici. Aici suntem pe pasajul principal în zona nodului A0 A1. Traficul este deviat pe bretele provizorii pentru a se putea lucra pe deschiderea centrală. Săptămâna trecută s-a turnat placa de suprabetonare pe această deschidere centrală și urma să se monteze listele și să se toarne grinda de parapet pe partea exterioară. Listele s-au montat, s-a realizat și armarea plăcii de grinzii de parapet. Și a sosit și utilajul care va asigura turnarea pe această zonă. Și pe parte și pe cealaltă, grinda de parapet pe cealaltă cale de rulare, după cum vedeți, este deja turnată. Asta înseamnă că dacă turnați astăzi grinda de parapet stânga-dreapta pe calea 2, săptămâna viitoare, luni, în cursul zilei de luni, se reia traficul pe traseul de bază al autostrăzii A1 București-Pitești și începem să turnăm placa și se realizează deschiderea 1 și 3. Turnarea plăcii de suprabetonare pe deschiderele laterale concomitent și pe partea spre Joița și pe partea spre Ciorogârla. Să mergem mai departe. Să ieșim puțin din zona autostrăzii pentru că nu putem să trecem încă pe acest pasaj. N-avem continuitate și mergem pe drumul județean dintre Ciorogârla și Joița și o să reintrăm în șantier în câteva minute. Toate bretelele aferente nodului rutier au deja cel puțin un strat de asfalt. Mai este de realizat în această zonă doar partea de juncțiune cu autostrada, care nu se poate face pentru că încă sunt acele bretele provizorii care asigură traficul în așa fel încât să se lucreze pe deschiderea centrală a pasajului. Ieșim din pe drumul județean. Mergem spre Ciorogârla. După cum știți, vin cel puțin o dată pe săptămână pe acest șantier pentru că, mai ales acum, după ce am dat în trafic nodul rutier dintre A0 și A2, devine și mai importantă și mai urgentă finalizarea acestui lot de 18 km care ar închide la momentul respectiv la nivel de autostradă Seminelul Sudic al
al autostrăzii Bucureștiului. Asigurând preluarea traficului de tranzit între cele două autostrăzi, dar și între drumurile naționale care avem noduri rutiere pe partea de sud, e vorba de DN6 București-Alexandria, DN5 Giurgiu-București. Deci este foarte important pentru că pe acest drum național DN5 este un trafic de foarte important de marfă, de camioane dinspre Bulgaria, Grecia, Turcia, care tranzitează zona capitalei pe actuala centură, mergând spre A1, spre Transilvania și mai departe, unele dintre ele către vestul Europei. Închizând acestei Minel Sudic, practic asigurăm conectarea A1 cu A2 la nivel de autostradă și a dat și cu cele trei drumuri naționale. La fel, trafic de marfă foarte important este portul Constanța către A1 și mai departe către zona din Transilvania și vestul Europei. Preluarea traficului de tranzit către A0 va asigura o diminuare foarte importantă a conflictului de trafic dintre acest trafic de tranzit și traficul local dintre zona București, Ilfov și sau zona de influență a municipiului București. Mai devreme cu reprezentanții antreprenorilor pe fiecare punct critic în parte. Sunt cele patru puncte critice pe care le au de rezolvat și le avem de rezolvat pentru a deschide traficul până în luna decembrie. Vorba de pasajul peste calea ferată, este un pasaj cu viaduc destul de mare, trei deschideri pe tablier metalic și restul deschideri pe, la nivel de prins de beton. Vom ajunge și în acea zonă să vedem care a fost evoluția din ultima săptămână. Mai este pasajul peste autostradă în zona Domnești-Țegheș, care la care s-au furat piloții, mai puțin 10 piloți care trebuie furați după ce se finalizează relocarea punctei de gaz care a fost identificată ulterior începerii lucrărilor la această autostradă. Pentru acel pasaj, relocarea zonei de utilități mai durează undeva între 2 săptămâni și jumătate, 3 săptămâni maxim. Iar antreprenorul este pregătit să fureze ultimii 10 piloți necesari și să realizeze infrastructura necesară pasajului, începând cu radierele, celor două culegi, celor trei pile intermediare. Și mai avem cele două zone, Bragadiru și Ogrezeni. La nivel
fel de autostradă, iar la zona Ocrezenii a fost furat un pilot de test. Testele au ieșit pentru a se stabili tipul și dimensiunea acelui piloților. Testele au dat rezultatele necesare și au fost comandate armăturile pentru realizarea restului de piloți. Acum suntem în zona supra-traversării drumului județean care face legătura între Ciorogârla și Bolintin. După cum știți, săptămâna trecută se lucra la devierea drumului județean pe sub una dintre deschiderile pasajului după ce s-a realizat o defrișare suplimentară. Între timp, traficul rutier a fost deviat. Asta era și promisiunea săptămâna trecută, că se realizează devierea și se montează grinzile pe deschiderea centrală peste drumul județean. S-au montat deja grinzile, traficul a fost deviat, grinzile s-au montat și sunt echipe de muncitori care lucrează deja la placa de suprabetonare. Macaraua care este aici asigură aprovizionarea celor care lucrează la armarea pe celelalte deschideri. Placa este deja armată pe măsură ce se realizează și armatura pe deschiderea centrală. Dar când începe să turnați placa? Trei săptămâni, dar de ce așa mult? Tehnologia nu permitează. Trebuie să turn, pentru că aici este considerată grindă continuă. Și trebuie să turn întâi deschiderile intermediare și după aceea. Deci, turnați pe deschiderea centrală, cum ar veni de la deschiderea centrală spre... Nu, turn între pila 1, pila 2, pila 2, pila 3 și pe partea elaltă pila 4, pila 5, pila 5, pila 6, după care antretoază, după care deschiderea centrală. Și am timpul de așteptare 7 zile cu 10 zile. Mergem mai departe. Deci, mi-ați ținut de cuvânt săptămâna trecută să finalizați devierea traficului și să începeți montarea grinzilor. Să treacă camionul pe drumul județean și trecem și noi imediat. Este zona pe care s-a deviat, s-a asigurat devierea drumului județean. Aveți de făcut un plutăr în spatele culii. Da, da. Din discuțiile pe care am avut mai devreme cu reprezentanții antreprenorului în ședința de progres, peste 16 km de din cei 18 ai lotului au deja stratul de bază, stratul de primul strat de asfalt, care e compus de fapt din două straturi de asfalt, dar este stratul de bază de 12 cm, deci pe mai mult de 16 km din cei 18 ai lotului avem deja stratul de bază și undeva
au trecut de 7 km din stratul de binder, care este ultimul strat înainte de stratul de uzură. Sunt aceste zone care au deja rigola de acostament realizată, ea se face după ce se realizează stratul de binder. Aici este zona ogrezendă, care v-am spus, unul dintre punctele critice. Instalația de forat piloții este aici în șantier. V-am spus că a realizat deja primul pilot care a fost testat. Și în baza acelor teste s-a făcut platforma, pe acea platformă instalația de foraj de săptămâna viitoare, când vin carcasele, armăturile piloților, preia forajele pentru această zonă critică. Rigola de acostament este turnată, înseamnă că avem și stratul de binder din cei 7 km de care v-am spus. Pe partea cealaltă se lucrează la talozarea cu pământ vegetal. S-a finalizat relocarea conductei de transgaz. Și în ce îmi spune reprezentantul antreprenorilor, începe punerea în siguranță a conductei de gaz și se va putea realiza și culeea care este lipsă spre drumul județean. Grinzile sunt deja în șantier, imediat ce se realizează și culea, se montează grinzile, se finalizează pasajul. Asta e zona în care s-a lucrat la conducta de gaz și urmează punerea în siguranță. Ședința de progres, inclusiv despre celelalte elemente care sunt necesare finalizării lucrărilor. E vorba de parapetul metalic pe zona mediană și pe zona laterală. Și pentru că sunt zone în care se poate începe montarea parapetului, joi, cel mai târziu vineri, că peste 7 zile vor începe să ajungă în șantier primele livrări de parapet și pe măsură ce aceste livrări de parapet ajung în șantier, sunt pregătite primele două echipe de montaj parapet metalic, care va începe pe zonele laterale, acolo unde rigola de acostament este deja realizată. Că și aici s-a așternut balastul stabilizat. Săptămâna trecută ați promis că turnați și
placa de suprabetonare la podul peste râu. Ai promis că torni placa de suprabetonare, vă, că... S-a turnat. S-a turnat, v-a ținut de cuvânt aici. Sigur că da. Și acum montați lisele? Lise și grinda parapet, se toarnă. Săptămâna viitoare. Deci montați lisele și săptămâna viitoare turnați grinda de parapet? La ambele, finalizăm. Toate cele patru? Toate cele patru, da. Ok. Vedem săptămâna viitoare dacă la fel vă țineți de cuvânt. Și după asta realizați, puneți racordul, plăcile de racordare, pe partea asta, că de partea aia alta putem să traversăm și aici, peste râul Ciorogârla. Hidroizolația și asfalt. Că încă trebuie să ieșim puțin din șantier, să ocolim două minute. După ce se realizează grinda de parapet, vom monta și plăcile de racordare și vom putea să tranzităm această zonă continuu pe, la nivel de autostradă, să nu mai ieșim pe drumul local. Depozit de piatră care este folosită pe zona de bazine de retenție. Este o piatră de specială, de dimensiuni mari, care asigură scurgerea apei. Pentru că sunt bazine care sunt permeabile. Se încarcă strat pământul vegetal care a fost inițial decopertat de pe corpul autostrăzii și se folosește la acolo unde vă arătam că se taluzează marginea autostrăzii cu pământ vegetal. Imediat reintrăm pe corpul principal al autostrăzii. Aici pasajul este finalizat. Rampele sunt aduse la cota culeilor. Vom merge pe drumul tehnologic pe lângă. Aici se aduc lisele pentru a fi montate podul de care vă povesteam mai devreme că s-a turnat placa de suprabetonare. Deci ați turnat astăzi asfalt? Am turnat, dar din cauza canicului. Pe corpul autostrăzii aici sunt turnate, acum se lucrează la așternerea stratului de binder. Și n-am luat-o pe partea de sus pentru că ajungem la zona pasajului peste calea ferată și nu putem să trecem pe pasaj. Și atunci mergem pe acest drum tehnologic. Ce lucrează acolo, la întretoaze? Da, se lucrează la întretoaze și...
Deci pe zona asta s-au montat toate grinzile. La nivel de predale mai avem ceva predale de montat pe deschiderile centrale, pe cele trei deschideri cu tablier metalic fix peste linia feroviară. După cum știți, aici este o linie dublă feroviară electrificată, pentru că nu putem să mergem pe pasajul peste calea ferată, mergem pe acest drum existent și revenim pe corpul autostrăzii. Cele trei deschideri pe firul pe calea dreaptă. Pe calea dreaptă, aici unde e armată placa, dacă este urcăm sus o vedeți. Dar trebuie să intrăm pe partea cealaltă. Trebuie să intrăm, nu mai putem urca de aici, trebuie să intrăm sus. Da, văd că au început să se lucreze la sferturile de con, deci nu mai avem acces pe aici să lucrăm sus la nivel de pasaj. Dar după cum vedeți, nu. Mergem în continuare. După cum vedeți, avem primele trei deschideri pe calea 2, care sunt pregătite și luni se va realiza turnarea pe primele trei deschideri. Adică se asigură turnarea plăcii de suprabetonare pe trei deschideri aferente une dintre căile de rulare, calea 2. Deschideri pe, la nivel de grinzi. În discuțiile pe care le-am avut, acesta fiind din nou, așa cum v-am spus, unul dintre punctele critice, săptămâna viitoare ajunge șantier și aparatele de reazen și vor fi montate până pe 15 august toate cele 5 deschideri cu grinzi, iar în spate prin echipele de montare a plăcilor de suprabetonare și realizarea armăturii și turnarea plăcii de suprabetonare. Așa cum spunea domnul inginer, pe 7 august va fi închidere de linie feroviară pentru a finaliza montarea predalelor la nivel de tablier metalic pe deschiderea centrală, așa fel încât și acolo să se finalizeze armarea plăcii de suprabetonare și turnarea acestei. Aici, pe corpul autostrăzii, este deja turnată rigola de acostament, ceea ce înseamnă că avem și stratul de binder, stratul de asfalt binder așternut. Este o zonă pe care pot începe să se monteze parapetul metalic pe zona laterală. Este celălalt punct sensibil la care vă spuneam. Mai sunt pe cele 5 structuri, 2 culei și 3 pile, 10 piloți de forat. Acele sunt carcasele pentru cei 10 piloți. Până în jurul datei de 20 august, din calendarul pe care l-am discutat,
se vor finaliza relocarea, se va finaliza relocarea conductei de gaz și vor demara forarea celor 10 piloți și imediat realizarea radierelor acestei structuri. Am discutat cu antreprenorul și vom identifica o soluție de deviere a traficului pe drumul Domnesc-Țegheș, în așa fel încât să se lucreze în paralel la pasajul peste autostradă, dar și la corpul autostrăzii, pentru a ne putea încadra cu darea în trafic până la sfârșitul anului. Aici se lucrează încă la relocarea conductelor de OMV, sunt trei conducte de petrol. Acelea sunt cu acele conducte de petrol, le vedeți. Discuția cu subantreprenorul care se ocupă de relocarea conductelor de petrol este că până la fel în jurul datei de 22-23 august va finaliza această relocare și practic aici doar trebuie închis terasamentul la nivel de autostradă, deci nu e un volum foarte mare de lucru. Se încarcă pământ vegetal pentru realizarea taluzurilor. Iar aici, pentru că s-a turnat și rigola de acostament, așa cum vă spuneam, în spate se aduce pământul vegetal și se realizează taluzarea până la baza taluzului. Pământ vegetal. Al patrulea punct critic, e vorba de pasaj la nivel de autostradă peste drumul de aici din zona drumului local. Aici vă spuneam sau relocarea conductelor de petrol. Suntem din nou în zona în care s-au așternut straturile de bază. Față avem un pasaj care este atât finalizat. Sunt realizate și rampele de acces. Și acum se lucrează la miercuri viitoare se realizează faza de terminare.
dominantă pentru verificarea armării plăcii de suprabetonare cu ISC-ul și vineri se realizează turnarea plăcii de suprabetonare. O să verificăm vineri ambientare, să vedem. Vineri sau sâmbătă. Și deja se lucrează la nivel de autostradă sub pasaj pentru a asigura continuitatea. Infrastructurii pe sub pasaj. Acum intrăm din nou pe o zonă în care avem strat de bază și binder așternute. Mai este doar stratul de uzură, realizată regulă de acostament. Din nou o zonă pe care se poate monta pe zona lateral parapetul metalic. Și ne apropiem de DN6, juncțiunea cu lotul 2A0 Sud, lot care este deja în trafic împreună cu nodul rutier DN6A0. Aici s-a finalizat relucarea utilităților. De ce nu lucrați? Nu, aici mai este a, tot UEB și tot termen în jurul datei de 20 finalizează? Și aici mai în față sunt aceleași conducte OMV care tranzitează corpul autostrăzii și pentru care termenul de finalizare a relocării este între 20, 22, 23 august. Nu e un volum mare de lucru, sunt câteva zeci de metri pentru care trebuie făcute infrastructura, terasament și apoi straturile superioare ale autostrăzii. Iar ultimul tronson până la juncțiunea cu lotul 2A0 Sud este cu cele două straturi de bază de asfalt așternut. Este stadiul, așa, ca să facem o mică recapitulare. Peste 16 km din cei 18 cu strat de bază așternut, din două straturi de 12 cm din de asfalt așternut. Pe cei 16 km, 7 km cu cel de cu stratul de binder așternut. Aici este DN6, autostrada 0 nod cu DN6 în zona Bragadiru Cornetu. Analiza pe care am făcut-o cu responsabilii din șantier pe toate punctele critice, dacă nu apar elemente noi și mobilizarea va fi cea pe care am discutat-o, încă este posibil ca până la sfârșitul acestui an să circulăm de aici, de la Bragadiru, de la intersecția cu DN6 până la autostrada București-Pitești-A1 împreună cu nodul rutier să fie în trafic. Voi reveni săptămâna viitoare cel puțin o dată pentru a verifica împreună cu responsabilii din șantier ceea ce am discutat astăzi și în ședința de progres, dar și cu acum pe traseul autostrăzii.
împreună cu inginerul care este contractat de compania de drumuri pentru supervizarea lucrărilor. Facem tot posibilul ca acest lot să devină practicabil până la sfârșitul anului și să avem între A1 și A2 autostradă pe zona de sud a capitalei. O zi bună vă doresc în continuare și ne revedem săptămâna viitoare.